Bighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Pe discuții și cu directorii și cu inspectorul școlar și cu primarul. Dar sunt, repet, situații în care bunul simț nu are loc, nu se regăsește la aceste persoane și atunci suntem nevoiți să luăm calea justiției și care pe care. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Tot se ascunde și asta e dreptatea lui, că se ascunde, ascunde niște treburi. Deci îi cunosc valoarea și asta. Nu face să-și dea demisia. Dacă nu-și va da demisia, își va da demisia în decembrie, când vor fi alegeri. Că nu mai poate că să margă cu minciună. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Nu am nimic cu nimeni, domnule, dar prea mult vorbim în consiliul local și nu facem nimic. Lansez foarte categoric și imperativ chiar un apel către domnul Giurgiu de la Urbana și către întreaga echipă de la Urbana să-și dea tot interesul pentru a face lucrări de calitate, dat fiind faptul că nu ne scăldăm în bani. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Eu am spus la o primă întâlnire cu personalul din Spitalul Sighet că am conceput ceva atunci și acum m-am întors să naștem ce am conceput. Vorbește despre manageri când tu nu ești manager. Noi suntem noi doi, adică tu nu poți să spui prostii de management. Dar lăsați-mă să explic! Ce curs de management? Domnul doctor! Ce studii de management? Care l-ați făcut și dumneavoastră? Ca să pot spune că domnul Ulmen... Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Eu fac parte din legislativ. Să știți că eu nu sunt o marionetă în legislativ. Eu însumi am peste 50 de inițiative legislative. Citiți site-ul. Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la noua ediție a emisiunii Sighetul de azi. O veste interesantă pentru astăzi, și anume comasarea alegerilor este neconstituțională. Asta a spus Curtea Constituțională astfel, admițând astfel sesizarea USL. Despre acest subiect vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi cu Dana Onița Ivașcu, membru în birou permanent local PNL Sighet. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Și domnul Dorel Iacob, la fel membru în biroul permanent județean de această dată PNL Maramureș. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Dați-mi voie, în primul rând, că eu sunt pentru prima dată la dumneavoastră în acest studio, să vă felicit pe dumneavoastră, pe întregul colectiv de aici. Am văzut că sunteți niște oameni tineri. Sunteți cei care aduceți un pic de bucurie în casele maramureșenilor de peste deal. Îmi pare rău că nu se prinde și la Baia Mare. Eu de câteva zile v-am urmărit emisiunile. Sunt, cred că, emisiuni de succes. Încă o dată felicitări pentru faptul că trebuie cineva să aducă și în casele maramureșeni informația proaspătă, așa cum este și crudă câteodată. Bine ați venit așadar și sperăm să vă mai avem în studio. USL a sesizat Curtea Constituțională cu privire la legea privind comasarea alegerilor după respingerea moțiunii de cenzură depusă după asumarea răspunderii guvernului pe acest act normativ, reprezentanții Uniunii menționând că cer Curții Constituționale o atitudine respect față de lege și democrație. Am putea spune că până la această oră dorința USL-ului s-a împlinit și anume comasarea alegerilor este neconstituțională. Ce înseamnă acest lucru, doamna Onița Ivașcu? Știu că sunteți și avocat în același timp și probabil sunteți mai în temă cu neconstituționalitatea acestei legi asumate de guvern. Da, așa este. Înainte însă vreau să mențin în continuare punctul de vedere pe care mi l-am mai exprimat, în sensul că în timpul guvernării Boc, mult prea multe legi au trecut printr-o asumare a guvernului, ceea ce nu este normal într-o democrație, întrucât rolul Parlamentului în acest caz a scăzut foarte mult. Iată că și de această dată, fiind trecută această lege printr-o asumare a guvernului, s-a dovedit a fi neconstituțională. Eu aștept cu interes, am înțeles că astăzi a apărut doar pronunțarea în această cauză, însă nu există motivarea curții. Cu siguranță vor fi argumente de fapt și de drept care au dus la această concluzie, în sensul că această lege nu este constituțională. Este cu siguranță un câștig al USL-ului și până la urma urmei
Eu zic că, bazându-se cu siguranță, pentru că curtea nu poate să se pronunțe decât pe fundamente de ordin juridic, ajungând la această concluzie, se pare că este oarecum mulțumitoare nu numai pentru USL, cât și pentru o largă majoritate a cetățenilor români, dacă legăm puțin de faptul că unele dintre revendicările care sunt acum în piață, în București, sunt legate și de, sau dintre lozincile scandate, sunt legate și de această problemă. Așadar, putem spune că alegerile locale trebuie să se desfășoare la termen, adică în iunie, în prima duminică din luna iunie, iar despre cele parlamentare încă nu știm exact foarte mare lucru. Pe cine lovește această neconstituționalitate a legii privind comasarea alegerilor, domnule Dorel Acu? Eu zic că orice politician trebuie să facă politică în interesul cetățeanului. Ori acest partid numit democrat, liberal nu este nici într-un caz, a încercat să-și maximizeze prin diferite forme ceea ce l-a mai rămas. Ori Curtea Constituțională, noi știm că această curte nu prea este chiar atât de constituțională din moment ce a cerut unele informații cât ar costa alegerile, dar nu are ce să facă. Ea nu are nici menirea și nici dreptul până la urmă de a cere guvernului să vadă cât costă aceste alegeri, ci ei trebuie să se pronunțe dacă este constituțional o hotărâre de guvern și mai ales una prin care au luat prin asumarea răspunderii o lege care nu a intrat în dezbaterea Parlamentului, că aici este durerea cea mai mare. Ori în acest moment în care Curtea Constituțională, eu zic că și datorită presiunii străzi și datorită presiunii a USL-ului, a ținut cont și a spus foarte clar, este normal ca într-o democrație cetățenii să-și aleagă ceea ce îi reprezintă și sunt cei mai aproape de, adică primarii, consilierii locali, într-o anumită dată, iar celelalte alegeri, mă refer la alegerile pentru Parlamentul României, care au alt scop, au altă țintă, au alte atribuțiuni parlamentare, e normal să fie într-o altă dată. De fapt, sunt și recomandările Uniunii Europene prin documentele de la Veneția și peste tot s-a încercat o desfacere a alegerilor locale de cele prezidențiale. Vă dați seama, prezidențiale și parlamentare în același timp. Că până la urmă s-ar părea că vor fi și alegeri prezidențiale dacă domnul președinte Băsescu continuă pe acest tot și pe acest ritm de a-și denigra cel puțin partenerii de dialog. Indiferent ce s-ar spune, președintele Crin Antonescu și Victor Ponta, la fel că și președintele Partidului Conservator, sunt cetățenii acestei țări și sunt reprezentanții unor partide care la această oră reprezintă, după unele sondaje de opinie, reprezintă circa 60% din cetățenii acestei țări. Ori domnul președinte Băsescu trebuie să țină cont de părerea acestor oameni. Ca să revin la întrebarea dumneavoastră, desigur, nu-i avantajează pe pedeliști, pentru că în momentul în care, sigur că, dar sunt oameni valoroși în Partidul Democrat Liberal, nu poate să spună nimeni, sunt primari care și-au făcut treaba, au avut acces la resurse și la surse de finanțare, în acest moment, sigur că probabil că vor fi aleși, dar nu vor mai putea să tragă pe acei oameni care îi va dori centru, pe acei parlamentari, să scoată un scor cât de cât rezonabil. Putem spune că neconstituționalitatea comasării alegerilor lovește în plin un anumit partid, dar în același timp dă startul sau restartează campania electorală, pentru că dacă alegerile pentru funcțiile din local vor avea loc în iunie, nu mai sunt chiar atât de multe luni. Îl avem între timp în direct, îmi spune regia, și pe președintele PNL Maramureș, Radu Ștef. Bună seara, domnule președinte, dacă ne auziți. Bună seara, vă aud, vă juca să vorbiți puțin mai tare și mai rar, că sunt într-un loc unde se aude mai greu. Bun. O primă întrebare pe care dorim să vă adresăm este: cine pierde și cine câștigă din această decizie a Curții Constituționale în opinia dumneavoastră? În primul rând câștigă normalitatea. Câștigă legea.
Noi suntem adepții principiului forța legii și nu legea forței. Ca tare, apreciez că decizia Curții Constituționale nu face altceva decât să restabilească o stare de normalitate. Bun, sunteți pregătiți pentru alegerile locale din iunie? Noi am început pregătirile pentru alegerile locale cu mult timp în urmă. Încă din cursul anului trecut, din luna septembrie-octombrie, alo? Da, vă auzim. Din luna septembrie-octombrie, USR-ul la nivel de județ Maramureș a clarificat multe din aspectele care țin de alegeri. Deci, faptic, noi am fost pregătiți pentru alegerile pentru luna iunie și numai ca o alternativă posibilă pentru luna noiembrie comasare. Deci noi suntem în grafic și, din punctul nostru de vedere, în interval de o lună se pot organiza alegerile, dacă ar fi să se organizeze așa. Asta înseamnă că aveți deja și candidații stabiliți pe fiecare oraș în parte, pe fiecare comună, exact, nu? Exact, fiecare oraș, comună și lista de consilieri. Am discutat cu USL-ul, am stabilit de principiu că primarii noștri, care sunt pe funcție, au prima șansă și merg în continuare. Noi avem 27 scriptic, e posibil să avem 30 până la final. PSD-ul are în jur de 18, e posibil să aibă 20. Rămâne o diferență până la 76, care urmează să o clarificăm punctual în funcție de notorietatea fiecărui candidat al nostru și de șansele lui de reușită. Ce se întâmplă în localitățile în care există primarii PSD, dar în același timp și candidați toritori din partea PNL? Deci v-aș ruga să rețineți că ideea de principiu a fost următoarea. Candidați primarii aflați în funcție atât ai Partidului Național Liberal cât și a Partidului Social Democrat merg și au prima șansă pentru a candida din nou, except în situații concrete unde s-ar putea să candideze la Parlament, s-ar putea să nu mai candideze sau astea punctuale probleme se vor rezolva. Dar asta este ideea de principiu. Asta este ideea de principiu. Singurele probleme care se pun, alo? Da. Singurele probleme care se pun sunt acolo unde nici noi și nici PSD-ul nu avem primare în funcție. Și atunci aici vom alege dintre cei doi posibili candidați să se meargă pe liste comune. Aceasta este ideea de principiu. Deci nu astăzi spuneți că totul va fi sub umbrela USL, indiferent că există candidați din partea ambelor partide, și PSD și PNL? Cred că va fi sub umbrela USL-ului. Deci asta va trebui să înțeleagă, de exemplu, și domnul Dorel Iacob, care înțeleg că ar fi dorit să candideze la Tăuții Măgherăuș la primărie și care e în studio acum la noi. Va înțelege și Dorel și totul va fi bine. Bun, până în iunie nu mai e atât de mult, alo, vom aștepta și vom vedea care e rezultatul. Da, fiindcă contează foarte mult și... Alo? Da. Contează foarte mult și motivarea deciziei, fiindcă există ipotetic... Alo, eu vă aud foarte rău, îmi cer scuze. Noi vă auzim foarte bine. Există posibilitatea ca decizia Curții Constituționale să declare ca fiind neconstituționale unele articole din lege, este posibil, nu știu, situație în care atunci ar trebui trimisă legea la Parlament pentru a aduce articolul respectiv în concordanță cu Constituția. Este posibil ca să fie declarată neconstituțională respectiva lege și determinată de faptul că s-a adoptat legea prin procedura asumării răspunderii, situație în care e o problemă de procedură și legea poate fi trimisă înapoi să urmeze procedura normală. Este posibil ca și președintele, mi-a sugerat un prieten aici de față, este posibil ca și președintele, cum n-a promulgat legea, s-o trimită înapoi la Parlament. Există mai multe variante și contează foarte mult motivarea deciziei în sine. Contează foarte mult și trebuie să o vedem. Din experiența dumneavoastră asta, ca și asta, avocat... De asta nu-i bine să ne bucurăm atât de mult înainte de a vedea motivarea. Domnule președinte, din experiența dumneavoastră de avocat, credeți că până la urmă alegerile locale, cel puțin, vor avea loc în prima duminică din luna iunie? Sper că vor avea loc în luna iunie. Bun. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Sănătate. Domnule Dorel Iacob, iată, nu e bine ci că să te bucuri prea tare dacă iese un lucru de genul acesta, dar în același timp trebuie să și înțelegi că ești într-o formulă de genul USL și primarul, de exemplu, de la Tăuți, că tot am dat exemplu ăsta, domnul Teodor Ardelean, parcă îl cheamă, nu? Anton Ardelean are prioritate în fața oricărui alt candidat. Da, a fost... De fapt, există și la ora actuală o înțelegere ca
virgulă, candidații USL-ului, primari aflați în funcție, să candideze. Ori numai de la domnul președinte spunea că trebuie să înțeleg și eu. Eu, într-o discuție avută cu președintele Grina Antonescu, important, a spus, domnule, eu nu pot să intervin în, știu, 3.000 și ceva de localități câte sunt în România, să fixez cei care vor fi candidații. Important este ca dintr-o bătălie dintr-un PSD-ist și un penalist să nu câștige al treilea PD-list. Deci asta e un aspect. Sigur, sunt soldat disciplinat al partidului. În momentul în care mi se spune, deci nu ai voie să candidezi, sigur, se va ține cont de părerea mea, de părerea altor colegi, că nu există numai Tăuți, este și Sighetul în aceeași, este și Vișeu, este și Cavnicul, deci să nu credeți că acest mariaj cu PSD-ul este o iubire pe viață. Eu mi-am explicat domnule președinte Ștef și a înțeles și dânsul și domnii de la PSD își doresc să candideze în unele localități unde avem primari. Până la urmă, vă spun că va fi foarte, foarte greu pentru președinții de organizații. Există și riscul de a pierde unii dintre candidați. Sunt și primari care trebuie să înțeleagă că s-au plafonat dacă în 3-4 mandate n-au reușit să facă ceea ce era necesar de făcut pentru comunitățile lor. Este, cum să vă spun eu, din punctul meu de vedere, al moralității, ar trebui să renunțe. Dar sunt oameni care își doresc să fie primar pe viață, să fie consilier pe viață, ori aceste lucruri nu se poate. Nu mă oprește nimeni, Constituția de Drept, pot să candidez și independent. Aici vreau să ajung. Luați în considerare și un aspect de genul ăsta, să candidați ca și independent? Sigur că da. Eu vă pun o singură întrebare. În momentul în care, deci, se candidează sub sigla USL-ului și acest USL, să zic, într-un an, într-un an jumătate, în doi ani, pentru faptul că cunoaștem experiențele alianțelor, nu va mai fi această alianță. Puteți să-mi spuneți și mie consiliere care vor candida pe listă unde vor merge? Pentru faptul că vor trebui să aibă opțiune. Că ei nu sunt pe lista PNL-ului sau pe lista PSD-ului, sunt pe lista USL-ului. Ori în aceste condiții toți vor merge în care va fi primarul. Cine ia cei mai mulți primari, caz fericit Maramureș, unde noi avem mai mulți primari și sperăm să avem și mai mulți în viitorul mandat, atunci vor veni foarte mulți consilieri. În momentul în care, deci noi vom pierde unele primării, atunci, în favoarea PSD-ului, atunci vor merge foarte mulți consilieri. Desigur, un primar își are rostul lui și este un vector care trage și aduce partidului și imagine și voturi, dar trebuie să ținem cont că la nivel de comunități și la nivelul comunităților mai mici, consilierii au un cuvânt foarte greu de spus. Aceștia sunt cei care de fapt vin și explică cetățenilor ce este necesar de făcut, ce este bine de făcut, sau împreună cu cetățenii și cu primarul stabilesc că de fapt Consiliul Local este partea de legislativ. Ei hotărăsc care sunt ordine de priorități. Ori în momentul în care ai făcut asemenea greșeală, sigur, până la ce se vor stabili aceste liste, va mai trece încă mult timp, vor fi multe discute. Iunie nu e foarte departe, dar între timp îmi spune regia că l-avem în direct și pe domnul Petre Tomșa, președintele PDL Sighet. Bună seara, dacă ne auziți, domnule președinte. Bună seara, domnul Gheorghe Paul Slainslo, și salut invitații dumneavoastră în această seară. Poate sunteți deja la curent cu faptul că acea comasare a alegerilor a fost declarată neconstituțională, mai exact legea, și e posibil să existe alegeri locale în prima duminică din luna iunie. Cum este pregătită filiala dumneavoastră pentru alegeri și dacă aveți vreun candidat, pentru că mai sunt doar câte, vreo 5 luni până în iunie? Da. Noi am fost pregătiți pentru aceste alegeri din iunie, din păcate guvernul a gândit în alt fel. Suntem guvernul dumneavoastră, ca să spunem alegerile așa. Din iunie. Avem și candidați pregătiți. Mai mulți? Pentru 2-3 candidați care chiar acum am avut un sondaj pe Sighet și din păcate din revolta care s-a întâmplat, am spus să mai stăm o săptămână până se va termina sondajul, să nu se facă sondajul, dar în decurs de 2 săptămâni o să avem și candidatul care o să-l scoatem pe, în față pentru alegerile din iunie.
anul acesta. Vă avantajează faptul că vor fi alegeri în luna iunie, ca și partid? Că este în iunie, că este în noiembrie, pe organizația noastră, nu, tot același avantaj este. Noi am făcut voturile la Sighetul Marmației, organizația, nu ne le-a făcut nici Băsescu, nici domnul Man. Am muncit noi, organizația locală, consilierii locali, în funcție cu organizația care suntem aici. Am reușit să ne aducem voturile cât am reușit să avem, cum a fost și la alegerile trecute, a făcut aproape 34%. Am avut un trend poate mai bun, poate acum să avem unul mai puțin, dar asta este viața. Acum nu puteți nega faptul că până la urmă și Traian Băsescu a fost o locomotivă pentru PDL și în Sighetul Marmației. A fost cum este Antonescu și Ponta acum pentru USL. Cam aceeași treabă a fost. Nu ne-a făcut mai mult. Noi am umblat din casă în casă, noi am sus programul politic. Din păcate am pierdut finala cu Eugenia Gojă la câteva voturi, care știți destul de bine, la 200 și ceva de voturi. Dacă le împărțeam în două, era 100 și ceva de voturi. Dacă aveam primar în exercițiu, dacă aveam viceprimar, puteam să avem un cuvânt mai mult de spus. Din păcate am jucat finala ca și John. În ce sens? În sensul că am jucat finala și n-am câștigat nimic. Alții cu 17% au luat viceprimar, alții cu 50,1% au luat primar și noi am făcut opoziția. Eu, de exemplu, două mandate am făcut numai opoziție. Am făcut opoziție și cu 33%, aproape 34%, și alții au condus cu 17%. PNL-ul, de exemplu, a avut 17%, aproape jumătate cu noi, și a condus. A avut viceprimar, au putut fi mai aproape de executiv, că din păcate executivul, știți destul de bine, executivul este cu bani, executivul este cu licitațiile, executivul este cu toate. Da, și consilierii locali au un cuvânt de spus, bănuiesc că nu se subordonează primarului. Noi facem ca guvernul, facem legile pe raza municipiului și le dăm în execuție la executiv, la primar, viceprimar, director economic și la alții. Bun. Deci spuneți că vă avantajează faptul că vor fi alegeri în luna iunie. Nu ne deranjează. Nu ne deranjează faptul, suntem pregătiți pentru a merge la alegeri, pentru a ne confrunta, pentru dacă lumea va crede că nu am meritat să mai primim voturi, nu vom mai primi, dacă lumea crede că am meritat și ne-a făcut datoria mandatul de consilier care a fost, că alte funcții n-am avut, și la comisiile de specialitate care le-am deținut în Consiliul Local, o să ne mai dea votul și o merge înainte. Viața merge înainte pentru toți. Nu ține nimic pe veci. Nici PDL-ul nu va ține pe veci, nici USL-ul nu va fi pe veci. Nu este nimic. Simt așa o tristețe în vocea dumneavoastră, din câte se observă. Nu este nicio tristețe, domnul Gheorghe Paul Slanislo, nu este nicio tristețe. Probabil că mai sunt mai obosit, că a fost el la o vână. Nu, ați folosit sintagma asta cu nimic nu e pe veci. Adică bănuiesc că la urma urmei și filiala dumneavoastră se va bate în continuare pentru obținerea unor posturi în Consiliul Local și din 2012 încolo. Da, bineînțeles. Noi nu o să depunem armele nici de cum și o să demonstrăm că și noi avem o organizație puternică, avem aproape 1000 de membri înscriși, avem... Iar pentru primăria Sighet înțeleg că aveți mai mulți candidați, nu unul singur. Unul vom avea. Două săptămâni, maxim 15 zile vom avea unul singur. Și noi pe site-ul nostru, pe site-ul partidului, avem unul. Dar, din păcate, s-au mai înghesuit unul sau vreo doi care mai doresc și a vrut să facem o departajare corectă, să facem un sondaj, să nu declarăm pe unul, dar de-aia am intervenit să mai facem un sondaj ca să fie liniște în organizație, să nu spună că unul e mai bun ca altul. Știți că înainte de război toată lumea e tare. După război se vede care are mai bune
lanță care trage, o chești mai bine, care trage mai bine. Da, asta pentru că sunteți dumneavoastră și vânător. Aș vrea să vă întreb un singur lucru. Puteți, domnul președinte, puteți să ne spuneți că până în data de 15 februarie veți declara cine este candidatul PDL Sighet la primărie? 100%. Dacă o să vă știi, dacă să vă știi data exactă a alegerilor. Păi se știe deja. Prima duminică a lunii iunie, până cel mult 2 săptămâni vom avea candidatul definitiv care vom ieși cu el în față. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. Mulțumim. Doamna Dana Lunița Ivașcu, observați că toată lumea e pregătită, bănuiesc că și dumneavoastră din partea PNL-ului să ne spuneți cam același lucru, nu? Am să loc să sunați și pe Ovidiu Nemes, președintele PNL Sighet. PNL-ul oricum era pregătit, după cum bine știți, a făcut și această construcție USL-ul, care era, este tocmai o construcție politică și a fost, această formulă a fost găsită tocmai în ideea asigurării unei majorități pentru viitoarele alegeri. Acum, sigur că aș completa puțin discuțiile care au fost aici în sensul că, într-adevăr, protocolul privește sau se sugerează prin acel protocol că au prioritate în alegeri primarii care sunt în funcție, discutând de PNL și PSD, ca ce ar avea oarecare prioritate în ceea ce privește candidaturile pentru alegerile care vor urma. Părerea mea este că în acele locuri unde vor fi anumite disensiuni, că probabil vor apărea, tocmai ne spunea și colegul nostru din platou că e posibil să existe și în localitatea dânsului. Eu cred că acele pot fi rezolvate tot într-un mod democratic, în sensul că cel mai corect ar fi, din punctul meu de vedere, dacă doresc ambii candidați, adică atât din partea PNL-ului cât și din partea PSD-ului, să acceadă, practic să se înscrie în aceste alegeri, cel mai corect ar fi să existe un sondaj de opinie, în urma căruia să se stabilească care ar fi candidatul care ar avea cele mai mari șanse să câștige alegerile. Pentru că nu se poate spune cu certitudine că un primar, în funcție numai prin simplu fapt că aparține ori PNL-ului, PSD-ului, ar trebui să aibă prioritate în dauna celuilalt contracandidat din celălalt partid politic. Pentru că dacă vom merge pe această variantă, s-ar putea ca un candidat cu șanse să nu poată efectiv să se înscrie și s-ar putea să fie o pierdere până la urma urmei. Eu zic că aici lucrurile trebuie gândite foarte echilibrat, în așa fel încât să fie trimis din partea USL-ului acel candidat care are cele mai mari șanse să câștige. Pentru că până la urma urmei, această construcție politică tocmai în această idee a fost gândită. În ideea a avea și a obține cât mai multe primării și în ideea asigurării unei majorități parlamentare. Îl avem în direct și pe președintele PNL Sighet, Ovidiu Nemes. Bună seara, dacă ne auziți. Bună seara, domnule. Bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Până la această oră, un lucru este destul de clar și anume că e posibil să avem în prima duminică din luna iunie alegeri locale. Este pregătită firarea sigheteană a PNL pentru aceste alegeri? Mai mult decât atât. Aș spune că suntem pregătiți și pentru parlamentare în prima duminică a lunii iunie. Pentru că, nu știu de ce, dar am sentimentul acesta că președintele și guvernul va fixa ca data alegerilor parlamentare prima duminică din luna iunie. E o comasare de altfel anticipată, sau alegeri anticipate comasate la data stabilită pentru alegerile locale. Cred că e singura lor șansă de a se bate cu forța pe care o au primarilor, pentru că vedeți la nivel politic general, în toate sondajele, PD-ul e foarte căzut în sondaj. În același timp, înțeleg că va exista o discuție, cel puțin din ceea ce ne spunea președintele PNL Maramureș acum în direct, domnul Radu Ștef, va exista o discuție la nivel de fiecare primărie, cine va fi candidatul. Și până la urmă, pentru că iată am dat și exemplu domnului Dorel Iacob prezent astăzi în studio, până la urmă cineva va trebui să înțeleagă și să fie de acord să candideze pentru o altă poziție. Sigur, lucrurile cred că așa vor sta în toate localitățile. Situația e la Sighet una mai specială. Avem un primar în funcție PSD, un viceprimar PNL. Lucrurile se vor tranșa într-un anume fel. Acum, cert e
Și un alt lucru, că eu în 2008, când am venit alături de doamna primar, în turul al doilea, practic câștigând dumneai primăria cu PNL-ul și cu mine personal alături de ea, am avut și o altă înțelegere pentru 2012. Vom vedea dacă lucrurile vor fi conforme cu acea înțelegere, dacă nu vor interveni factorii politici care vor tranșa lucrurile într-o altă manieră. Înțeleg că dacă la PDL există la ora actuală un sondaj în derulare din ceea ce ne spunea Petre Tomșa, președintele PDL Sighet, și există mai mulți doritori să candideze la primărie, cel puțin la nivel de PNL și PSD lucrurile sunt destul de clare. Sunt destul de clare, dar să știți că nu sunt făcute pe liderii maximum, să spun așa, sau cei care sunt președinți și aranjează lucrurile de cum să le fie lor în avantaj. Din ce știu eu, și PSD-ul și-a făcut un sondaj în Sighetul Marmației, PNL-ul, pentru că eu am văzut acel sondaj, a făcut un sondaj în Sighetul Marmației, și ce vă pot spune cu siguranță e că cei doi candidați ai PNL și PSD sunt creditați de către sigheteni ca fiind cei cu șanse. Nu știu dacă PD-ul va găsi în Joben un candidat care să și dorească să se amprenteze cu imaginea PDL-ului, care e una din ce în ce mai perimată, și în special după ultimele proteste din țară și după mișcările guvernului. Ar putea înțelege din ce spuneți dumneavoastră că vor exista sau va exista o listă comună și pentru Consiliul Local, sub sigla USL? Da, eu am această certitudine. Candidatul va fi un candidat al USL-ului și o listă la Consiliul Local comună PNL și PSD. Bun, vă mulțumesc pentru intervenție. Mare drag. Așadar, aici putem să, sigur că da, putem să discutăm pregătirea partidelor. S-a făcut în urmă cu 7, 8, 9 luni de zile. Noi am avut USL-ul, am avut un fel de repetiție odată prin alegerea domnului Cătălin Chereche și după aia alegerile pentru Parlament a domnului Florin Tătaru. Deci noi am fost tot timpul angrenați și am muncit destul de mult. Dar vis-a-vis de ceea ce spuneați dumneavoastră, alegerile locale, și văd că spunea și Ovidiu, nu cred că vor fi comasate. Sigur că da, PD-ul și-ar dori foarte mult ca să fie și alegerile locale împreună cu cele parlamentare, dar este un pic mai greu, dar noi trebuie să discutăm, să vedem dacă va mai rămâne valabilă și legea prin care primarii vor fi aleși dintr-un singur tur. Nici acest lucru nu este normal într-o democrație reală. Noi știm că românii noștri să prezintă undeva la vot maxim 52-54%. Dacă ai trei candidați puternici, trei partide cu trei candidați puternici, vă dați seama că cel mai mult, adică se împart voturile, și dacă din 50% unuia 30%, aia înseamnă să fii primar cu 15%. Aici deja nu mai ești reprezentativ, nu ai forță în acea colectivitate în care tu ești ales doar cu 15%, ești foarte contestat. Vedeți ce se întâmplă cu strada în momentul în care președintele Traian Băsescu, PDL-ul, a venit la un anumit procent și cu o antipatie, sigur că da, care și-o merită acest guvern datorită modului în care au condus această țară, mai ales în ultimii 3 ani de zile, atunci la fel se va întâmpla și în comunitățile unde vor fi primari aleși cu care vor face 18-20%, știu, în funcție de câți candidați sunt. Noi nu trebuie să ne suntem o forță, într-adevăr, USL-ul, dar trebuie să ne gândim că sunt și oameni din PDL valoroși, Partidul Poporului, care ați văzut că a urcat peste 10%, mai sunt locuri unde sunt și maghiarii foarte mulți, și atunci sigur că da, va fi o chestiune destul de dificilă de a lua decizia la nivelul unei organizații, cel puțin în cadrul organizației PNL, la noi se discută aceste chestiuni. Nu știu dacă la PSD se discută, dar la noi se discută și acestea vor fi supuse, desigur, biroului județean. S-ar putea ca în viitorul apropiat să vină, să spună, președintele Crin Antonescu,
și să hotărască, da, de sus până jos să merge pe o listă USL, vor apărea totuși atunci niște pierderi colaterale, atât și PSD-ul, cât și PNL-ul. Noi suntem cei care dorim din partea PNL-ului unii să candidăm. Dar gândiți-vă ce se întâmplă în zonele din sud și din Moldova, unde PSD-ul are 65-70%, unde noi suntem destul de slabi. Și acolo se merge pe listă comună. Deci este sacrificiu din ambele părți. În politică trebuie să faci ceea ce dictează odată conducerea partidului, dacă te-ai înscris într-un anumit partid, sau poți să o faci dacă ai valoare și ai vână și, scuzați expresia neacademică, sânge în instalație, să te duci singur. Nu e nicio problemă. Să vedem dacă această variantă ar fi valabilă, și anume ca parlamentarele să se țină în același timp cu locale, și anume în iunie. Poate ne spuneți dumneavoastră, doamna Onița Ivașcu, dar după o scurtă pauză de publicitate. Cauți produse de calitate pentru instalații termice și sanitare? Metal Convex Prod Casa Roșie din Sighetul Marmației îți pune la dispoziție centrale termice pe gaz și curent Proterm începând cu 1899 lei, cazane pe combustibil solid Atmos, Udi, Viadrus, radiatoare din tablă de oțel Corado, Termolux și Purmo cu garanție 10 ani. Casa Roșie are și boilere emailate cu garanție 5 ani, panouri solare termosolar. Metal Convex Prod execută, pune în funcție, oferă service în garanție și post-garanție cu personal autorizat. Livrările la domiciliu sunt incluse în preț. Vino la magazin să descoperi promoțiile lunare. Casa Roșie. Complexul Emanuel te invită să descoperi universul mobilei la expoziția cu vânzare aflată la etajul magazinului. La noi găsești o gamă variată de dormitoare, sufragerii, bucătării, mobilă pentru tineret, colțare, canapele, fotolii, scaune, într-o paletă largă de culori și modele. Lucrăm cu furnizori care au ca principală grijă satisfacerea clienților noștri. Calitatea produselor va răspunde exigențelor tale. Plata se face în rate direct în magazin. De transport ne ocupăm noi. Complex Emanuel. Descoperă ce îți dorești. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Astăzi la știrile TV Sighet. Miercuri 25 ianuarie este a 13-a zi în care un număr tot mai mare de români protestează împotriva guvernului Boc și cer demisia președintelui. Cu toate acestea, o mare parte a sighetenilor este de părere că acest guvern nu va ceda ușor, demisia fiind doar o speranță îndepărtată. Mai mulți sigheteni s-au prezentat în ultima perioadă la spital în regim de urgență pentru că au fost mușcați de câini fără stăpân. Numai în primele 3 săptămâni ale acestui an au fost înregistrate 22 de victime ale maidanezilor. Marți 24 ianuarie, la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră s-au desfășurat concursurile pentru ocuparea funcțiilor de adjuncție șefului de inspectorat teritorial pentru operativ și logistică. Concursurile au fost pentru ocuparea funcțiilor de la inspectoratele teritoriale ale Poliției de Frontieră Sighetul Marmației, Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea, respectiv director adjunct pentru operativ, logistică și marină la Garda de Coastă. Peste 100.000 de lei a recuperat Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș de la medicii prescriptori care au făcut trafic cu medicamente pe numele unor persoane decedate. Totodată, instituția a mai descoperit suprapuneri de raportări între cazurile de ambulatoriu, de specialitate și pacienții internați. Nu ratați știrile TV Sighet! Yes.
Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Pe discuții și cu directorii și cu inspectorul școlar și cu primarul. Dar sunt, repet, situații în care bunul simț nu are loc, nu se regăsește la aceste persoane și atunci suntem nevoiți să luăm calea justiției și care pe care. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Tot se ascunde și asta e dreptatea lui, că se ascunde, ascunde niște treburi. Deci îi cunosc valoarea și asta. Nu face să-și dea demisia. Dacă nu-și va da demisia, își va da demisia în decembrie, când vor fi alegeri. Că nu mai poate că să margă cu minciună. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Nu am nimic cu nimeni, domnule, dar prea mult vorbim în Consiliul Local și nu facem nimic. Lansez foarte categoric și imperativ chiar un apel către domnul Giurgiu de la Urbana și către întreaga echipă de la Urbana să-și dea tot interesul pentru a face lucrări de calitate, dat fiind faptul că nu ne scăldăm în bani. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Eu am spus la o primă întâlnire cu personalul din Spitalul Sighet că am conceput ceva atunci și acum m-am întors să naștem ce am conceput. Vorbește despre manageri când tu nu ești manager. Noi suntem noi doi, adică tu nu poți să spui prostii de manager. Dar lăsați-mă să explic! Ce curs de management? Domnul doctor! Ce studii de management? Care l-ați făcut și dumneavoastră? Ca să pot spune că domnul Ulmen... Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Eu fac parte din legislativ. Să știți că eu nu sunt o marionetă în legislativ. Eu însumi am peste 50 de inițiative legislative. Citiți site-ul. Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislou. Cel puțin până la ora actuală știm că alegerile nu se vor comasa, iar în prima duminică din luna iunie vom avea alegeri locale. Asta spunem astăzi în 25 ianuarie 2012, dar vorba aia nu se știe ce aduce ziua de mâine. Despre acest subiect vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Doamna Dana Olița Ivașcu, sunteți și avocat în același timp. E posibil și un scenariu de acest gen ca alegerile parlamentare să vină mai aproape de cele locale, și anume în luna iunie, și până la urmă să avem parte de o altfel de comasare? Acum, sigur că se pot face anumite artificii. Până la urma urmei, pot exista mai multe variante. Sigur că trebuie să fim prudenți și să așteptăm motivarea curții. Până la urma urmei, ceea ce este foarte clar, având deocamdată doar pronunțarea, faptul că această comasare a alegerilor este neconstituțională, aceasta ne duce în primul rând la concluzia că nu vor avea loc simultan aceste alegeri. Acum, dacă se vor găsi alte artificii pe o altă cale, sigur că noi nu putem să anticipăm, urmează să vedem ce surprize ne poate pregăti guvernul. Însă aș dori să mai fac o completare, pentru că discutam noi la început de această hotărâre a curții și discuta și colegul meu din platou aici care au fost rațiunile care au dus la această soluție a Curții Constituționale. Aș vrea să punctez un fapt și cred că e important și n-ar trebui lăsat oarecum nelămurit, în sensul că eu, în continuare, ca un om care lucrează în sistem, înclin să cred că nicio instanță din România, nici măcar Curtea Constituțională, nu ar trebui să ia măsuri nici la presiunea străzii, nici la presiunea guvernului, la nicio altă presiune. În general, instanțele românești, pentru că USL-ul până la urmă a lansat și o reformă în ceea ce privește sistemul juridic din România, instanțele românești și magistrații în general trebuie să fie imparțiali și să se supună legii. Iar hotărârile judecătorești să fie date în conformitate cu legea și trebuie să fie respectate. Eu cred că acesta este până la urmă și aceasta ar fi rațiunea unei democrații autentice și a unei democrații în care funcționează un stat de drept. Așadar, nu pot să cred și nici nu vreau să cred că hotărârea Curții Constituționale ar fi dată la o presiune a străzii. Eu cred că se va baza pe niște argumente juridice și aștept și eu cu interes să văd care va fi motivarea. Nici de cum un alt gen de motivare, pentru că până la urmă urmei toți înclinăm sau dorim, văzând câte se întâmplă în țara asta, să funcționăm într-un stat de drept.
Să vedem ce spun și parlamentarii maramureșeni despre un astfel de scenariu, și anume comasarea alegerilor parlamentare cu cele locale, ce vor avea loc în prima duminică din luna iunie. Îl avem în direct, îmi spune regia, pe Titus Liviu Pașca, deputat PNL de Maramureș. Bună seara, dacă ne auziți, domnule deputat. Bună seara, Sărătuna. Vreau să rectific doar că sunt senator. Senator, îmi cer scuze, da. În circunscripția electorală numărul 1, Baia Mare și câteva comune, 10, în jurul Băii Mari. Da. În legătură cu decizia Curții Constituționale, sigur, încă nu avem motivația, motivarea acestei decizii. Sigur că se fac încă speculații. Cu toții credem și sperăm să fie așa, adică să fie declarate neconstituționale cuplarea celor două alegeri, mai exact ducerea alegerilor locale înspre alegerile parlamentare. Cred că acesta a fost motivul pentru care Curtea Constituțională a declarat neconstituțională proiectul de lege. Sigur, am auzit intervenția doamnei de la dumneavoastră din studio, pe care o salut cu mult respect. Sigur, poate să fie așa cum spunea dânsa, sau poate să fie o motivație, hai să zicem, luată și sub impulsul demonstrațiilor și a unei mari mase de cetățeni care au ieșit și au demonstrat în aceste zile, începând din 13 ianuarie. Acum, fie că Curtea Constituțională dă ca neconstituțional acel proiect de lege, fie că l-ar fi dat ca și constituțional, motivația ar fi găsit-o și cu siguranță. Eu sper ca decizia să fie neconstituționalitatea cuplării celor două alegeri, și sigur că motivația, din punctul nostru de vedere, mai puțin interesează, din punct de vedere al juriștilor, a specialiștilor, contează. Sigur, în acest moment se pot totuși cupla cele două scrutine, cele două alegeri, aducându-se în iunie și alegerile parlamentare, dacă va dori puterea să facă așa ceva, după cum doresc și demonstranții și cei din... Dumneavoastră, ca senator, sunteți pregătit pentru alegeri la parlamentare în luna iunie? Sigur, eu sunt pregătit, eu am făcut și un sondaj de opinie, sigur vor mai urma și alte sondaje de opinie cu candidații care i-am gândit eu că s-ar putea să mă contracandideze, bineînțeles în colegiul meu. În ce sens vă avantajează alegerile parlamentare în iunie, pe dumneavoastră personal ca și parlamentar de Maramureș? Pe mine, cum să vă spun, nici nu mă avantajează, nici nu mă dezavantajează, ci doar dacă oamenii doresc acest lucru, și mie mi se pare foarte normal să avem alegeri parlamentare cât mai repede, pentru că încrederea în guvernul actual este așa de scăzută încât oamenii cer un scrutin electoral care să stabilească o altă majoritate parlamentară. Sigur, teoretic vorbind, această majoritate parlamentară poate să fie chiar și actuala majoritate parlamentară sau poate să fie o altă majoritate parlamentară. Deci nu văd de ce nu am venit în întâmpinarea acestor oameni. Eu cred că s-ar stinge multe din tensiunile care sunt create în acest moment prin alegeri anticipate, chiar și alegeri parlamentare, că alegerile locale se fac la termen, nu-i nicio problemă, alegeri parlamentare anticipate în care fiecare cetățean care este dispus să vină la vot să își voteze după cum dorește dânsul, senatorul, deputatul, care în Parlament ar putea da aceeași majoritate parlamentară sau o majoritate parlamentară diferită. Din acest punct de vedere, un guvern care s-ar forma ar avea credibilitate și forța votului
Ce sentiment ați avut, domnule senator, în momentul în care președintele Crin Antonescu a pus problema demisiei parlamentarilor PNL din Parlament? Vreau să spun că am fost luni, de la 5:30 am avut această discuție și până la ora 7 și nu s-a pus, deci ceea ce a apărut în presă, îmi pare rău, a apărut chestii care nu s-au discutat acolo. În afară de demisia domnului deputat Ludovic Orban, nu a fost nicio demisie scrisă în timpul acelei... Și a doamnei Săftoiu, de altfel. Cum? Și a doamnei Săftoiu. Nu, nici a doamnei Săftoiu. Doamna Săftoiu, probabil după ședință, sigur și-a scris această demisie, care, bineînțeles, avem și un deputat al Partidului Național Liberal care s-a dus la președintele Camerei Deputaților și și-a înaintat demisia. Deci această demisie a dânsului este chiar operabilă. Pe când demisia doamnei Săftoiu sau domnului Ludovic Orban nu va fi efectivă decât în momentul în care Uniunea Social-Liberală va lua această decizie și atunci asigur că toți senatorii și deputații aparținând PNL-ului sau PSD-ului își vor prezenta demisia în scris în fața Senatului, dacă sunt senator, sau în fața... Bun. Vă mulțumesc mult, domnule senator, pentru intervenție. Cu mare plăcere vă salut și vă doresc o seară bună în continuare. Domnule Iacob, luați în considerare în cazul acestei comasări a alegerilor, să spunem, parlamentare cu cele locale de această dată, deci cele parlamentare să desfășoare mai repede, luați un calcul și ca și candidat Parlamentul, să candidați pentru Parlament, să fiți, să spun așa, pe locul de la Parlament, în loc să candidați pentru primărie. Probabil că vor exista discuții în acest sens în cadrul organizației. Pentru cei care totuși au notorietate și aduc un anumit număr de voturi organizației și implicit USL-ului, dar nu este lucrul cel mai important pentru mine. Acesta. Pentru mine este important un singur lucru. Deci noi nu ne-am dorit ca să comasăm aceste alegeri. Dacă nu ne-am dorit să fie comasate, atunci e normal ca alegerile acestea să fie, de fapt, alegeri normale. Adică ceea ce înseamnă local, să rămână pentru local, ceea ce înseamnă parlamentare. Și am să vă spun de ce. Eu, ca și om de dreapta, ca și liberal, care trăiesc nu din bugetul statului, nu sunt slujbaș la stat, sunt un om de dreapta, tot aud spunând pe, atât pe președinte că țara merge, vie un pom făgaș bun, că a fost pusă bine pe roate, laud pe premierul Boc că acum dăm cu piciorul ceea ce s-a făcut. Haideți să vă întreb ce s-a făcut. În afară de faptul că s-au tăiat telefoane, că s-au tăiat pensii, că s-au dat oameni afară, nu s-a înfăptuit absolut nimic. Acest guvern trebuie să înțeleagă că a făcut atât de mult rău românilor încât dacă și-ar analiza, știu eu, la modul cel mai critic ceea ce au făcut ei, ar trebui să plece, să-și dea demisia ei și atunci sigur că vom avea alegeri anticipate. Dar cum, n-a să știți că lupul de la stână nu pleacă de bunăvoie, nici acești domni nu vor pleca de bunăvoie. Ori în momentul în care vii și îmi spui că ce rău facem noi că dorim anticipate, noi nu facem niciun rău că dorim anticipate. Noi dorim să vină un guvern care să aibă credibilitate, care să vină să spună acesta este mediul economic în care dumneavoastră vă desfășurați activitatea, asta este legislația și trebuie să fie respectată fără a avea intervenții. Eu îmi doresc că tot ceea ce s-a făcut în ultimii 3 ani, toate aceste schimbări, pentru faptul că acest guvern nu a avut și nu va avea niciodată un simț al responsabilității și al măsurii. N-a reușit niciodată să aibă o ierarhie clară a valorilor. În momentul în care s-a făcut promovări numai pe baza clientelei, în care valoarea individului a fost pusă la
știu eu, îndoială, să zic, dacă nu a fost dată deoparte, de aceea ne găsim unde ne găsim. Și de aceea nu mai există gram de încredere a tuturor românilor și cei care l-au votat pe președintele Băsescu. Îl avem și pe senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, senator de Sighet, în direct. Bună seara, domnule senator, dacă ne auziți. Da, vă aud. Aș vrea să ne spuneți și opinia dumneavoastră privitor la breaking news-ul acesta, așa nume, legea privind comasarea este neconstituțională. Da, păi noi am mai discutat încă în urmă cu două săptămâni sau cu o săptămână la dumneavoastră în studio și am spus de atunci că nu exclud ca anumite aspecte din lege să primească din partea constituționale, curții constituționale și un astfel de aviz. Și sub oarecare presiune socială, zic eu, s-a și amânat verdictul și s-a dat astăzi. E o hotărâre a curții constituționale, în mod corect, trebuie să o respectăm. Ce părere aveți despre faptul că s-ar putea ca legile parlamentare să se desfășoare, să spunem așa, comasat în iunie? E și aceasta o ipoteză, un scenariu. V-ar avantaja ca și partid, ca și candidat? Pe ce vă bazați când spuneți când enunțați această supoziție? Alegeri anticipate? E și asta o variantă. Este și asta o variantă. Păi asta, din punctul meu de vedere, realist vorbind, nu cred că se va întâmpla, dar, mă rog, nu e exclus să aibă loc alegeri anticipate, pentru că fac parte, până la urmă, din jocul politic și din România și din altă parte. În România ar fi o premieră, ce-i drept, dar nu cred în acest moment că există condiții și premize pentru alegeri anticipate, în pofida, mă rog, vocilor care reclamă insistent. Personal nu vi le doriți, înțeleg. Nu mi le doresc. Nu cred că sunt oportune în acest moment. Păi ce am făcut? Am fugit de comasate ca să, din noiembrie, ca să le facem în iunie. Atunci sunt constituționale. Cum ar veni treaba asta? Bun. Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule senator. Bine. Din păcate ne apropiem de finalul emisiunii, intră știrile peste noi. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în studio. Vă mai aștept și cu alte ocazii. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Sighetul de azi. Vă doresc o seară frumoasă în continuare. Nu uitați știrile de la ora 18, știrile de lângă casa ta, aici la TV Sighet. O seară frumoasă! Sighetul de azi. Emisiunea în care găsești răspunsuri la întrebările tale. Pe discuții și cu directorii și cu inspectorul școlar și cu primar. Dar sunt, repet, situații în care bunul simț nu are loc, nu se regăsește la aceste persoane și atunci suntem nevoiți să luăm calea justiției și care pe care. Emisiunea în care se întâlnesc opinii pro și contra. Tot se ascunde și asta e dreptatea lui, că se ascunde niște treburi. Deci îi cunosc valoarea și asta. Nu face să-și dea demisia. Dacă nu-și va da demisia, își va da demisia în decembrie, când vor fi alegeri. Că nu mai poate că să margă cu minciună. Emisiunea în care unii spun adevărul lor, iar alții spun că e minciună. Nu facem nimic cu nimeni, domnule, dar prea mult vorbim în consiliul local și nu facem nimic. Lansez foarte categoric și imperativ chiar un apel către domnul Giurgiu de la Urbana și către întreaga echipă de la Urbana să-și dea tot interesul pentru a face lucrări de calitate, dat fiind faptul că nu ne scăldăm în bani. Emisiunea în care unii se acuză, iar alții se apără. Eu am spus la o primă întâlnire cu personalul din Spitalul Sighet că am conceput ceva atunci și acum m-am întors să naștem ce am conceput. Da, mea nu exprim. Vorbește despre manageri când tu nu ești manager. Noi suntem noi doi, adică tu nu poți să spui prostii de manager. Dar lăsați-mă să explic. Ce curs de management? Domnul doctor. Ce studii de management? Care l-ați făcut și dumneavoastră? Ca să poți spune că domnul Ulmen... Sighetul de azi, emisiunea de care politicienii se feresc, dar sighetenii o urmăresc. Eu fac parte din legislativ.
Să știți că eu nu sunt o marionetă în legislativ. Eu însumi am peste 50 de inițiative legislative. Citiți site-ul. Dar n-am să promit niciodată mai mult decât ceea ce pot face. Sighetul de azi, emisiunea de care nu te poți lipsi, la TV Sighet cu Gheorghe Paul Sanislo. Aș vrea să slăbesc, dar îmi plac dulciurile. Ce mă fac? La Cofetăria Iliana, surpriză! Prăjituri și torturi cu fructoză pentru cei cu probleme de greutate și diabet. Cofetăria Iliana pune la dispoziția clienților o gamă variată de produse de patiserie, prăjituri de casă, torturi speciale pentru nunți, botezuri și alte evenimente. Pentru comenzile mai mari, îți asigurăm transportul la domiciliu. Cofetăria Iliana, experiență și tradiție de peste 20 de ani. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.